Oare cine sunt cei mai alunecoși concurenți din Casa Iubirii? Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou vlog. După cum ați auzit topicul discuției noastre de astăzi, că uite că am mai revenit încă o dată și încă o dată, că știu că vă place, apăsați pe butonul de subscribe, bineînțeles, și să trecem la discuțiile noastre, să-i deconspirăm pe acești doi, că-s doi. Deci, cine sunt cei mai alunecoși concurenți? După ce am văzut desfășurarea emisiunii din ultimele zile și a tuturor evenimentelor și a cunoașterilor din casă de acolo, am relatat și mi-am dat seama că cei mai alunecoși concurenți și probabil neasumați și care nu sunt sinceri, mi se pare că sunt Bogdan de la băieți și Rebecca de la fete. După discuția aprinsă dintre Sebastian și Robi, am văzut-o pe Rebecca cum încerca să manipuleze atât pe cei din casa acolo, cât și publicul de acasă să ne facă să credem că Sebastian ar fi un om agresiv, că ar fi un om rău, că ar fi un om violent cu fata de lângă el, atât în vocabular cât și în gesturi. Dar nu a ținut să spună absolut nimic de Robi, care era lângă ea și stătea pe un praf de pulbere gata să explodeze. Totodată îl avem și pe acest Bogdan care, după ce s-a dat cu haita și el ca să facă materiale și să stea cât mai mult în emisiune, vedem că nu-l menajează absolut deloc pe Sebastian, deși acesta este colegul lui de cameră. Vorbește într-un mod destul de neplăcut despre acesta, doar ca să fie și el într-o notă cu cei care discutau acolo la adresa lui Sebastian de rău. Împreună cu Rebecca, acești doi joacă un teatru pe care cred că îl vedem cu toții. El n-a avut de cine să se lege în casă, citește seara linii de combinații pe internet și în cealaltă zi în emisiune vine și le spune ca să provoace și el ceva amuzament către Rebecca, bineînțeles, iar aceasta după date-ul la mici și prietenia cu Patrick, bineînțeles că nu a avut spre cine să se îndrepte și îl acceptă pe Bogdan dintr-o dată, acesta îi se pare și ei interesant. Probabil cei doi vor avansa și vor începe o cunoaștere doar ca să mai rămână în casă. Așadar, vreau să-mi spuneți și voi părerea voastră în comentarii. Ce credeți despre acești doi? Credeți că vor forma ei un cuplu? Credeți că sunt doar pentru o emisiune? Credeți că Bogdan s-a schimbat de la începutul emisiunii? Că pe Rebecca, cu durere de cap, cu durerea de cap pe care ne-o dă când deschide gura, așa o știm de la bun început. Să-mi lăsați părerea voastră în comentarii, să vă abonați la canal, bineînțeles, și noi ne vedem data viitoare. V-am pupat! Ciao.